Bună seara, stimați telespectatori. A mai trecut o săptămână, când primăvară, când toamnă, când iarnă. Dacă te uiți la buletinul meteorologic, se spune că vremea probabilă va putea fi, dar nu o lăs de bună, că s-ar putea să fie și primăvară și iarnă. Sau mai bine zis, să trece peste primăvară, de la iarnă direct la vară. Dar, în fine, probabilitate. La fel de probabilă este și emisiunea noastră. Astăzi, împreună cu invitatul meu, Marian Dalban Costel, asistent universitar la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice. Și Științe Sociale, bineînțeles, poate așa. Da, și consilier local, voi încerca să discut despre noua generație, despre generația tânără, despre modul în care ea este pregătită pentru a duce viața mai departe, pentru că viața are o dezvoltare pe o spirală, zic eu, cu o rază din ce în ce mai mică, adică înainte ce se făcea într-o 1000 de ani, peste 200 de ani s-a făcut într-o 100 și ce se făcea într-o 100 se poate face într-un an și ce se face într-un an se poate face într-o fracțiune de secundă sau într-o zi. Deci raza este din ce în ce mai mică. Și cum istoria se repetă, ar trebui să o cunoaștem, pentru că noi la români avem o serie întreagă de zicală. Și se spune că dacă dai cu capul de pragul de ușă și te lovești a doua oară, înseamnă că nu știi să înveți nimic de la viață și ești cam prostuț, așa, ca să nu vorbim altfel. Astăzi trăim într-o perioadă de-a dreptul tristă, după părerea mea, pentru că trăim într-o criză care e formată din mai multe crize și care sunt generalizate. O să încep cu ceea ce uită politicienii să vă spună. Ei vorbesc de alte trăsnăi. Despre lună, despre stele, despre cum o să fie, cum o să vă dăm, cum iar o să vă dăm, cu iar dacă e mai mic tot vă dăm, și tot așa mai departe. Vă ține dintr-o promisiune în alta, pentru că ei știu că speranța moare ultima. Așa că ce să-i mai dau poporului? În afară de ce și pâine, astăzi, mai nou, îi dau speranță. Dar haideți să ne referim la crize. Criza economică, cel puțin pentru România, este fără margini. Am auzit de curând că trebuie să plătim o dobândă la datorie externă dublă față de acum 3 ani. Dar n-a spus care e datoria externă. Spunea din 2019. Păi depinde, 2019-2020 era în jur de 150 de miliarde de euro. Dacă noi plătim o dobândă dublă, ar însemna că am avea acum vreo 400. Bun, e o bănuială că oficialii nu ne spun ce datorie externă avem. Dar să știți că datoria externă nu o plătim noi. Noi o plătim în fiecare zi. Dar nu reușim să plătim mai nimica cu Roșia Montană, fără Roșia Montană, când vorbești de sute de miliarde, depășit de jumate, de 1000 de miliarde, adică eu zic că e peste 500 de miliarde, nu poate plăti o generație. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că între 80 și 89, cu fără lumină electrică, vă duceți aminte, fără căldură, fără alimentele care ne sunt cele mai dragi nouă ca români, laptele și carnea. În 10 ani am strâns 10 miliarde și ne-am plătit datoria externă, fiind unica țară din lume care n-avea datorie externă. Dar asta pentru a investi într-o bancă pe zona asiatică împreună cu alte puteri. Nu se spune, nu vă spune nimeni de lucrul ăsta. Deci, în 10 ani, 10 miliarde. Dar dacă noi avem un deficit bugetar de 20 de miliarde de euro anul trecut, deci nu ne mai, ca să plătim,
deficitul bugetar, trebuie să luăm niște credite la care să plătim dobânzi. Și dacă s-a dublat, așa, înseamnă că noi nu producem, asta e adevărul, nu producem, de la o zi la alta scădem. Să spunem că a crescut PIB-ul, nu mă interesează deloc cât a crescut PIB-ul. Păi nu mă interesează cât e diferența dintre cheltuieli și venituri. Mă interesează bunăstarea plus produsul, ca să-l pot să-l reintroduc în circuitul economic și de la o zi la alta să produc mai mult. Să împrumut, să aud niște prostii, creșterea pe datorie, creșterea prin consum. Prima, hai, merge, împrumut ca să investesc. Da, să consum, împrumut bani să consum. Când țara ta, România, producea atâta mâncare încât să hrănească 80 de milioane de locuitori. Și noi mai avem acum acasă vreo 15. Deci asta este criza economică. Nu se muncește. Atât timp când nu se muncește, rata șomajului a crescut cu 5%. Pomana socială a crescut. Dom'le, e bună și pomana, dom'le. Cu toate că pomana nu îngrașă niciodată. Sau pomana tocmai îngrașă. E bună și asta. Dar omul apt de muncă, dându-i bani fără muncă, nu muncește. Păi cum? Îi spune, te ia și la mișto. Scuzați expresia. Păi ce? Eu dacă stau acasă, câștig mai mult. Și sunt și acasă. Aștept ajutorul. Aștept aia. E adevărat, e doctrina social-democrată pe care eu iubesc, țin la ea, dar nu așa. Dați-i bani la un copil și l-ați stricat. Dați bani la un popor și de harnic l-ați făcut puturos, leneș. Criza politică. Bă, mă, fraților, criza politică este generalizată. Clasa politică se conservă. Aceiași oameni în aceleași funcții. Că schimbă, că trece din, da, un exemplu, la vârf, că nu, asta e grija mea, din prim-ministru președinte de Senat, că trece de la Senat la Camera Deputaților, că trece să învârte acolo la același Mercedes, la același secretare, la același număr de consilieri. E aceeași clasă. Se schimbă. De ce? Ca să vă prostească pe dumneavoastră, pe noi toți. Păi această prosteală n-ar ține dacă am avea un popor deștept. Dacă nu vreo 20% din copiii de la țară la o simulare de bacalaureat de-abia au luat 5 și la oraș vreo 40%, mai discutăm de învățământ, aruncăm banii. Pur și simplu aruncăm bani. Numai ca să vină copiii la școală. Și apoi mai e ceva. Dacă mai aveam vârfuri, vin cei din afară și ne iau. Gata, crescuți, gata. Asta e perspectiva. Deci lucrurile nu sunt bune deloc. Politica, v-am spus, e prăpăd. Se spune că trăim în democrație. Nu. Nu. Democrația este doar de fațadă. Ea în fond se învârte în jurul acelorași oameni. Când unii, când alții, prin rotație. Și sunt aceiași oameni care au ciolanul în mână, care nu lasă ciolanul, și sunt aceiași oameni care sunt ghiocel la Bruxelles și le execută ordinele din fir la păr. Și de asta Bruxelles-ul sau nu știu care, vorbesc aiurea, îi mențin în funcții. Pentru că trebuie să ai acordul de acolo. A, bineînțeles, nu direct. Prin anumite organe ale statului român. Apă. Europa, lumea, este într-o criză de apă. Da, este o criză. Energie. România, grădina lui Dumnezeu, cum se mai spune, din punct de vedere energiei, este valoroasă. Numai că guvernanții noștri
fie ca ordin după nu știu unde, nu valorifică. Aveam 22.000 de megawatt-oră putere instalată în 89. Aveam acum vreo 14.000. Consumăm vreo 6. Utilizăm 5, 6. Deci am avea, dacă repunem în funcție, de la 6 la 14, dacă nu mă înșel eu, 8.000 de megawatt-oră putere instalată cu care am produce energie pentru export, să o exportăm. Și în felul ăsta am încercat și noi să echilibrăm balanța de plăți, am încercat și noi să facem producție cu energie ieftină, nu cu cea mai scumpă energie din Europa. Nu cu cea mai scumpă energie din Europa. Nu vreau să vă explic acum, dar într-o altă emisiune vă explic eu de ce este energia cea mai scumpă. Dar vă spun și acum. Pentru că fiind scumpă, sunt accizele mari, sunt TVA-ul mare și alte lucruri care, chiar dacă sunt firmele multinaționale care culeg banii și care plătesc impozite și în felul ăsta să mai strâng niște bani să mai rambursăm câte o rată. Anormal, ca să rambursăm rate trebuie să avem producții, trebuie să producția, avem materiile prime, le înmagazinăm în ele munca celor 5-6 milioane de români care lucrează afară, îi aducem acasă în niște condiții avantajoase și începem să ne mișcăm normal. Și dacă vom fi niște oameni care ne mișcăm și nu stăm cu mâna întinsă la porțile Europei, atunci și Europa ne va respecta. Avem statutul sclavului, ne respectă ca pe sclavi. Energie, agricultura. Vă spuneam mai înainte, este inadmisibil. O parte din Oltenia devine deșert. Tăiem copaci la nesfârșit, pomi. Au și un rol în natura asta. Că practic în natură sunt niște cicluri naturale, a apei, a temperaturilor, a tot ce vreți. Numai că noi plătim energie verde, noi tăiem pădurile și le dăm la Imperiul Austro-Ungar, la, a apus de mult, la, urma, la urmașii lui, așa, alții fac cu noi ce vor ei. Ce vor ei. Să vorbim de alte crize. Haideți să vorbim de criza fundamentală. Criza morală este fundamentală. Avem oameni deștepți, inteligenți. S-au plecat. Au luat poziția ghiocelului și nu slujesc România, ci din contra. Gândesc cum să o despoaie mai bine și mai repede. Aceasta e criza morală. Cum poți să încurajezi nemunca când știi foarte bine, dacă ai știință de carte, că prin nemuncă ne ducem în râpă? Cum poți să încurajezi chiulul în școală să te faci că nu vezi ce se întâmplă? Școala este pentru a învăța carte, nu pentru a da salarii la profesori. Profesorii trebuie plătiți. Eu mi-am scos și îmi scot pălăria cât o-i trăi în fața învățătorilor mei care nu mai sunt și să le fie țărâna ușoară, dar de la ei plec, ei sunt cei mai importanți și tuturor profesorilor care m-au învățat 34 de ani de școală. Dar să știți că n-am rămas repetent, n-am avut note de 5, de 6, de 7 niciodată. 34 de ani de școală. Și știți de ce am învățat? Pentru că viața m-a obligat să știu carte, pentru că altfel eram pe locul 3. Și mi-a plăcut să fiu întotdeauna pe locul 1. Domnule Marian Costel Dalban, faci parte din generația tânără. După mine, după câte te cunosc, ești o speranță. Vorbeam de speranță, dar nu ești speranța aia mincinoasă. Este o speranță reală în carne și oase. Prin meseria de profesor la o facultate care filozof
iubitor de înțelepciune. Nu așa? Așa se spune, da? Și ai mai spus să mai spun ceva. Și filozofie și... Științe social-politice. Și științe social-politice. Cu științele social-politice, înainte de a intra la facultatea asta, ar trebui făcut un examen dacă ești român sau nu. Ah, pardon. Poți să fii de orice naționalitate. Dacă ții cu țara ta, cu care ai cetățenie și după aia să te duci să faci științe social-politice. Pentru că, într-adevăr, politica este o manipulare. Dar trebuie să o faci în scopul bun. Partidele sunt înființate pentru a câștiga puterea. Dar câștigi puterea pentru popor, că el te-a mandatat, el ți-a dat votul, nu pentru propriile buzunare. Iar tu, ca să bagi un ban în buzunar, arunci milioane de lei în alte locuri, dar nu în România. Marian Costel Dalban. Mulțumesc pentru invitație. Ți-am dat acum... un orizont de discuție infinit. După pledoaria dumneavoastră... Ne-ar ajunge două săptămâni. După pledoaria dumneavoastră, nici nu mai știu cu ce să încep. Cu ce îți convine? Cu ce crezi că stăpânești cel mai bine? Noi românii vorbim de toate și ne pricepem la toate, în dar special câteodată, la fotbal și la politică. Corect, dar câteodată trebuie să ne rezumăm la ceea ce știm și cunoaștem. Ce știm cel mai bine? Corect. Pentru că asta este o caracteristică a capitalismului. Poți să ai tu o cultură fantastică. Dacă ești foarte bun, pun segment mititel, acolo te duci, că obții maxim de productivitatea muncii, maxim de câștig. Domnul Dobre, lucrurile pe care le-ați prezentat dumneavoastră sunt niște realități concrete ale peisajului autohton, local, național, regional, în Europa și așa mai departe. Dacă mă întrebați pe mine, cu mici schimbări pe aici, pe acolo. Hai să vedem care sunt, că asta e cel mai important. În primul rând, vreau să învăț ce de la tine, să mă corectez. În primul rând vreau să plec de la ideea faptului că în ultimul deceniu, să știți că datoria mondială s-a triplat. Deci s-a triplat datoria mondială. Costel, iartă-mă, deci te rog. Pe mine, ca român, doare sufletul să văd copii care n-au ce mânca. Nu mă interesează pe mine de copilul american, din Noua Zeelandă, din cămașa e mai aproape de trup. Corect. Dar asta... N-ar fi nicio problemă dacă aș locui în Japonia, pentru că n-am pământ agricol. Dar eu stau cu aur și la propriu și la figurat și ăla moare de foame, că am niște politicieni netrebnici care vând țara zi de zi. Deci, eu am afirmat faptul că contextualizarea datoriei la care faceți dumneavoastră trimitere este de fapt un peisaj internațional pe care trebuie să ținem cont. Nu suntem noi aici cei mai nepricepuți. Nu sunt de acord cu tine. Dați-mi voie. Nu eu vreau război, nu eu România, ci din contra, suntem puși să băgăm bățul prin gard tot timpul. Ce-mi trebuie mie corvete? Pur și simplu demagogii, cei care sunt plătiți să ne gireze, ne mai vorbesc și de bombe atomice pe București. Băi, aici să speriem. Păi când ai un popor speriat, faci ce vrei cu el. Asta știi și tu foarte bine, că ai o facultate la care lucrurile astea le-ai învățat, sau dacă nu le-ai învățat, le-ai trăit tu câțiva ani. Dați-mi voie să vă prezint perspectiva mea. Te rog. Și reiau. Da. Planeta aceasta în jurul Soarelui se învârte pe datorie. Toată. De aceea am vrut să contextualizez lucrul acesta. Mai mult decât atât. Dacă privim asta la nivelul datoriei. Costel, mă ierți. Dacă privim... România nu are tiparniță de bani. Una este să fie America cu 3 miliarde descoperire și care face ce vrea pe glob. Chinezii au cei mai mult, au 30% din datoria globală, datorită investițiilor. Nu. Americanii au o datorie imensă la chinezi. Bun, Mariane, sunt aspecte și aspecte. Care citesc, care știu foarte multe lucruri. Iartă-mă, te rog, în toată emisiunea asta te las să vorbești ce vrei, dar să fii în contextul realității. Păi asta fără e realitatea. Să facem demagogie față de cei care am văzut. Dacă ai văzut cum te-am prezentat, sunt ca date, o speranță. Păi, dă-le speranța.
Dacă le spui minciuna în continuare, nu faci nimic. Pe asta spun statisticile, că 30% din datoria globală aparține Chinei. Eu am făcut, pe bază de statistici, am făcut hârtii în care am arătat că hârtia este albă când hârtia era neagră. Domnul, nu mă lua pe mine cu statisticile. Dincolo... Știi cum e cu statistica? În România toată lumea mănâncă un pui. Statistic. Unul mănâncă 2, 3, iar 1, 2 nu mănâncă niciunul. Nu asta mă interesează pe mine. Să mănânce fiecare un pui ca să nu moară de foame. Păi sunt de acord, de aceea există politici sociale cu care dumneavoastră ați zis mai devreme că nu sunteți de acord. Păi să-i dăm de pomană? Păi ați zis că să nu-i dăm de pomană. La ăla care nu poate munci, puiul. Dar la ăla care poate munci, nu-i dau. Să-l văd întins. Uite, fântâna alături și el cere să-i scot eu găleata cu apă. La ăla nu-i dau. Domnul Dobre, începem un an 2024. Fără a minți pe nimeni, fără mine. Este un an tulbure. Nu doar România are, eu asta vreau să spun, că nu doar România are aceste datorii. Nu mă încă. Este o politică globală care ele, e un balon de săpun care el va exploda. Că aici vreau să ajung, dar nu m-ați lăsat. El va exploda cândva. Așa cum a explodat și în 1916, așa cum a explodat și în al doilea război mondial. Ele explodează undeva, se produc fisuri. Unele fisuri se produc la vreo 500 de kilometri. Facem ce spun americanii, să ne înarmăm, să ne pregătim, să ne apărăm singuri. Și facem cum spune Macron, că vrea să atace Rusia. Dar nu știu dacă spune Macron sau americanul. Dom'le, avem nevoie de corvete la Marea Neagră? Nu. Dar și atunci cu ce te apăr? Cu șanțe? Cu lalele? Dar te atacă cineva? Păi dar nu trebuie să te pregătești? Dar te nu trebuie să fii preventiv? Te pregătești. Cursa în armări. Te pregătești. Nu. Când te atacă cineva? Păi când te atacă cineva deja este prea târziu. Deci când te-a atacat deja dacă tu nu mai este prea târziu. Există șansa de a ataca cineva. Păi există șansa. Uitați-vă la 1000 de kilometri de noi distanță. Dar și ce treabă ai cu ei? Păi șansa e lângă noi. Au căzut bucăți din drone, din rachete, au căzut la Galați. Domnul, perspectiva războiului există în momentul de față și în plan național, regional și internațional. Eu nu cred că eu nu cred că problematica înarmării României este una atât de mare. Sigur că nu ne dorim să se ajungă la armă. Peste 200 de miliarde de lei în plan armare. Până la ajunge la trasul cu pușca, prima dată trebuie să înveți carte. Și de aici putem să filozofăm o întreagă discuție. Dacă avem nu știu cât la sută dintre tinerii care, din România care n-au luat 5 la aceste evaluări sau 26% din ei n-au luat minim 5 la limba și literatura română. Deci putem să filozofăm oricând. Până la pușcă ai nevoie de carte, ai nevoie de arma cărții, a înțelepciunii. Dar când pericolul este iminent în față, da? Când vezi că la 500 de kilometri distanță de tine, de locul vorbirii noastre în momentul de față, cad obuze și este război, atunci este normal ca un stat să-și asigure protecția și granițele țării. Dar e pentru protecția cetățenilor. De unde e arma? O iei de la american, o iei de la francez, o iei? Aici sunt niște tratate internaționale unde România trebuie să le respecte. Nu putem să schimbăm lucrurile la 180 de grade. De unde vrei să, de unde poți lua arme? Nu luăm corvet de la olandezi și nu le lasă în Schengen. Luăm de din unde? De la turci. De armament a României. Păi, industria de armament a României. A treia putere a lumii în exportul de arme. Industria de armament a României nu mai există. Decât pe aici, pe acolo, cu niște lucruri. Mai facem niște cartușe, mai facem niște pistoale și mai facem câteva lucruri, elicoptere, componente, nici măcar total. Până așa de praf de pușcă s-a privatizat acum de curând. Este adică o discuție, o dăm ca să le spunem că nu mai avem. Este o discuție pe care eu nu o stăpânesc pentru că nu sunt specialist în securitate și în zona de apărare. Uite, când vii la mine, și atunci, am să-ți dau harta economică a României și am să-ți arăt toate fabricile unde au fost. Până la fabrici, până la război, ne interesează oamenii, da? Este primordial. De aici trebuie plecat. Da? De aici trebuie plecat, de la condiția omului. Da? Realist vorbim în momentul de față, situația socioeconomică a acestei țări, a acestui oraș Iași, că vorbim de Iași, este o emisiune regională, am înțeles de la dumneavoastră, că da, și națională. Regional, da. Regională. Deci,
Dincolo de aceste aspecte, clar, avem un dezechilibru regional, da? Moldova este subdezvoltată în raport cu celelalte părți pe care dumneavoastră le-ați numit Imperia Austro-Ungare, mai știu eu ce. Eu cred că sunt apuse aceste lucruri. Sunt apuse? De ce? Da, ca să... îmi trebuie timp să te convin că greșești. Hai să dăm o pauză de publicitate. Mă țipă în cască. Publicitate. Deci publicitate.